Și au fost momente de panică într-o localitate de lângă Timișoara, după ce două case și patru mașini au luat foc. Bunurile au fost înghițite de flăcările puternice care au fost urmate de o explozie. Focul a izbucnit inițial la un depozit în care se aflau lemne, dar nu a mai durat mult până la extinderea sa spre două case din apropiere, acestea fiind în scurt timp învăluite de flăcări. Pericolul a fost cu atât mai mare, cu cât în interior se aflau mai multe butelii de gaz și oxigen. În urma incendiului au fost rănite două persoane, una cu răni superficiale, iar alta a ajuns la spital cu arsuri. La fața locului au intervenit pompierii cu 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Pompierii susțin că de vină pentru incendiu ar fi fost un scurt circuit.